Mulțumim. Sărbători în siguranță. Și noi tot la fel vor de. Să nu primiți cetățeni străini în casă. Așa. Să aveți grijă de bunurile personale. Mulțumim, mulțumim. Da? Da. Banii, poșeta, în autoturism, da? Să mulțumim. Nu lăsați bunuri de valoare. Și să sărim cu poliția. Dacă e atacată cumva, să sărim și noi, bătrâni. Orice informație e binevenită pentru noi. E binevenită, așa este. Sănătate. Bine, să rămână numai bine. Polițiștii le-au oferit trecătorilor sfaturi despre măsurile pe care trebuie să le ia ca să nu cadă pradă hoților. Oamenii au primit cu deschidere pliantele cu sfaturile informative, mai ales că majoritatea a trecut și prin situații asemănătoare. Cum să ne prevenim de hoți? Să nu primim persoane străine în casă, să știm cu cine sunt de vorbă, să nu scoatem în public banii care avem. Și... Ați fost vreodată victima unei... Da. Da, am fost. Cum când să intru în bloc. Păi când să intru, nu am fost atentă, venind dintr-o cursă noaptea târziu, chiar în scara blocului să-mi tragă geanta. Am grijă, unde îmi pun pormoneu, am grijă acasă să-mi cui, să -mi iau cheile. Să ne comportăm ca atare, să fim disciplinați, să respectăm siguranța noastră și a tuturor, să ne urcăm des la volan. Scopul acțiunii a constat în informarea cetățenilor asupra pericolelor la care se expun când nu adoptă un comportament preventiv. Compartimentul de prevenire a criminalității împreună cu Biroul de Ordine Publică din municipiul Drobeta, Turnul Severin desfășoară o campanie stradală de prevenire a infracțiunilor în zone aglomerate și mă refer la furturi din buzunar, genți, poșete, furturi din locuințe. La nivelul municipiului Drobeta, Turnul Severin, numărul furturilor din buzunare, genți, poșete, bagaje, comparativ cu anul 2012, a scăzut cu mai bine de 30% și asta ca urmare a activităților preventive desfășurate și a soluționării cu celeritate a cazurilor sesizate la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți. Acțiunea s-a derulat în zona centrală a orașului Drobeta, Turnul Severin și a pieței agroalimentare Mircea, unde cetățenii cumpără și comercializează bunuri. Acestea sunt și zonele considerate riscante pentru producerea infracțiunilor de furt sau tâlhărie prin smulgerea obiectelor.